care este șeful de cabinet, domnul Ciprian Piriște, administrator public, domnul Ciprian Piriște, domnul Ciprian Piriște. Sunt aici pentru că și să vă de domnul primar să vă spună despre ce este vorba. Mulțumesc. 7 subiecte. O să încerc să le rezolv cât mai repede așa. Suntem în ziua 20 în primărie. O parte le-am mai anunțat între timp, o parte n-am avut timp și o să vă rog pe dumneavoastră să le puteți aduce la cunoștința publicului despre activitatea noi administrații în ultimele 10 zile. În primul rând, aș vrea să încep cu o descriere a execuției bugetare la data de 31 octombrie. Este bine ca cetățenii să știe pe ce s-au cheltuit banii, mai ales în contextul în care au existat niște interpretări eronate despre cât ar însemna salariile din totalul cheltuielilor. Așa că, ce pot să vă spun și o să zic procentual aici, 87% din cheltuieli au fost pe secțiunea de funcționare și 12,6% pe secțiunea de dezvoltare, deci asta la 30 octombrie 2020. Din secțiunea de funcționare, cheltuielile de personal au reprezentat 27% din total. Bunuri și servicii 27%, din care cea mai mare parte s-a dus la învățământ, 18 milioane de lei, iluminatul public 5 milioane de lei, salubrizarea 20 de milioane de lei, asistența socială 5.300.000, reparații străzi 11 milioane de lei, o să și public aceste cifre exacte, agrement, parcuri, zone verzi 5.700.000, cheltuieli pentru situații de urgență 5.700.000, administrația piețelor 1.7, poliție, teatru, spitalul TBC 2.6 și evidența populației 2 milioane. Costul datoriei publice este de 9% din totalul cheltuielilor. Subvenția care a mers către termoenergie pentru producere, distribuire și distribuție energie de 10% din total. Transferul pentru parteneriate, precum și pentru depozitarea deșeurilor menajere, 3%. Burse și activitate sportivă desfășurată de CSM, 3% din total buget și asistența socială, 5.8%. Doamna director, cheltuielile de personal 27% sunt din total sau 27% din secțiunea de funcționare? Din total cheltuieli. Din total cheltuieli. Deci, partea de cheltuieli de salarizare înseamnă sub 30% din total cheltuieli ale primării, nu 80% așa cum a fost vehiculat în mod eronat în spațiu public. O să public și aceste cifre imediat. Al doilea subiect, referendum. A discutat despre referendum și la fel au existat câteva idei eronate, cum că referendum ar fi ilegal. Permiteți-mi să vă spun care este situația. În primul rând, pentru a înțelege situația de astăzi, să se înțelege și istoricul. Înainte de a propune Consiliul Local astfel de hotărâre, am transmis o solicitare către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a ne clarifica, din punct de vedere legal, dacă și ce restricții există pentru a suprapune un referendum local cu alegerile naționale. Am așteptat 4 zile, nu a venit niciun răspuns și am mers în Consiliul Local cu o prezumție de legalitate și cu o verificare din partea secretarului și a direcției juridice, pentru că dacă nu mergeam în acea zi, ieșeam din cadrul legal. Cadrul legal care spune că 20 de zile cel mai târziu, înainte de data alegerilor, se poate convoca un referendum local. Vineri a fost obținută votul, prin votul majorității în Consiliul Local, aprobarea referendumului. Luni, din nou, din proprie inițiativă și diligență, am trimis către AEP și această hotărâre, prin care le-am spus că avem cuviințarea bugetară și de oportunitatea Consiliului Local. Și marți dimineață aflăm prin comunicat de presă la AEP răspunsul. Nu se poate. Deci, asta au fost șirurile și puteți să trageți propriile concluzii de ce Autoritatea Electorală Permanentă nu a răspuns la o întrebare normală din partea unei primării și a venit cu un răspuns doar după ce a fost votat acest referendum în Consiliul Local. Apoi, răspunsul detaliat care l-am primit, nu cel din comunicat de presă, nu spune că nu se poate face referendum.
Și spune că în accepțiunea EPA nu putem folosi aceeași infrastructură de votare ca cea folosită pentru alegerile parlamentare. Deși legea nu interzice acest lucru. Ce este în fapt este că legea 3 care reglementează referendumurile nu are definită clar ce se întâmplă cu referendumurile locale în suprapunere cu alte tururi de alegeri. Legea 3 spune că aceste referendumuri pot fi create. Interpretarea, din punctul meu de vedere, a EPA este una restrictivă din punctul meu de vedere a democrației. Așteptăm, am primit astăzi și o adresă din partea prefecturii care ne cere să reanalizăm și urmează în următoarele zile să hotărăsc ce se va întâmpla în continuare, dacă vom crea o nouă infrastructură de votare în paralel cu cea existentă sau dacă vom găsi o altă cale de a consulta populația. Dar cu siguranță ceea ce s-a vehiculat că ar fi ilegal este un lucru eronat. Apoi, alte chestii curente din primărie, Curtea de Conturi. Am găsit în cadrul primăriei obligații impuse de Curtea de Conturi și neregularități încă din anul 2012 și nici astăzi nu au fost rezolvate. Am delegat această atribuție viceprimarului Liviu Miroșanu, care a început alături de directorii din primărie și de auditul intern să investigheze ce mai este de făcut și să dispună măsuri în acest sens. Deci acest lucru este important de spus, că administrațiile din 2012 până acum nu s-au conformat cu ceea ce solicita Curtea de Conturi în urma controlelor. Despre starea de zăpezire, am văzut că și aici au existat dezbateri în spațiu public și este important pentru cetățeni să știe starea contractelor. În acest moment avem 7 loturi din cele 10 care au fost deja contractate și semnate. 2 loturi care urmează să fie, pentru care urmează să fie semnate contractele până la sfârșitul săptămânii, sperăm. Și încă un lot care este în curs de aprobare a licitației la ANAP, urmând ca apoi să continuăm procedura de atribuire prin licitație. Chiar dacă ultimul lot nu am reușit să finalizăm licitația la timp, putem asigura dezăpezirea pentru acest lot din, cu utilajele proprii. Dezăpezirea. Al lucru legat de starea pandemiei, încă suntem la un RIC, deci o rată de infecție cumulată de peste 4 la 1000, deși s-au luat o serie de măsuri. Am hotărât împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență suspendarea târgului auto până la schimbarea reglementărilor naționale. Din nefericire am observat că Oborul Șerbănești, Talciocul, care se întâmpla în Șerbănești, s-a mutat duminica aceasta în bazarul Milcov, astfel încât în bazar a fost o aglomerație mult peste orice stare care ar suporta respectarea normelor de protecție, astfel încât luăm în calcul suspendarea activității și în bazarul Milcov, pentru că dacă continuăm așa, nu se vor putea respecta acolo măsurile de siguranță și riscăm să fie un focar de infectare. Astăzi am avut o întâlnire cu conducerea Consiliului Județean, domnul președinte Ivancea, directorul Spitalului Județean de Urgență, administratorul public al Consiliului Județean, cât și directorul juridic, și am discutat despre oportunitatea continuării unui parteneriat cu Consiliul Județean pentru finalizarea statului municipal. Aici nu există disensiuni, vom continua acest parteneriat, mai ales că Spitalul Județean are o necesitate urgentă acum de relocare a unității de primiri urgențe. Ei au lucrări în desfășurare și nu au unde să relocheze și cel mai probabil UPU de la Spitalul Județean va fi găzduit temporar la parterul Spitalului Municipal. Apoi, pentru finalizarea statului municipal în parteneriatul Consiliului Județean, ce rămâne de stabilit din partea primăriei este cum va arăta statul municipal în viitor. Dacă se va continua pe o formulă așa cum a fost gândit acest spital municipal și finanțat de Consiliul Local de la începutul lui, sau dacă va fi într-o formulă de complementaritate, adică secții care nu există în Spitalul Județean de Urgență. Astfel, pentru a rezolva această chestiune vitală pentru viitorul
orașului Bacău. Voi lansa o serie de dezbateri publice cu specialiști pentru a lămuri în definitiv această chestiune despre viitorul statului municipal. Ultimul subiect legat de sărbătorile de anul nou și Crăciun. S-a început de astăzi montarea instalației de iluminat din partea primăriei, nu se va mai ocupa SSP anul acesta. Și bugetul estimativ pentru amenajările care țin cont și de restricțiile de pandemie este undeva la 300.000 de lei, deci cu 3 sau 4 ori mai ieftin decât în anii trecuți. Și credem că vom avea și câteva surprize plăcute. Acestea erau subiectele pe care vreau să le adresez, dacă aveți întrebări. Bun, dacă nu, ne revedem peste 10 zile sau o altă ocazie. Vă mulțumesc mult, o zi bună tuturor!